Ursul a fost descoperit de localnicii care au cerut ajutor la 112. Un echipaj de jandarmi a fost trimis imediat în zonă, însă pentru că nu aveau cu ce acționa, jandarmii au solicitat ajutorul unui vânător care a adormit ursul cu ajutorul a 8 doze de tranquilizant. Animalul nu părea a fi rănit, iar după ce a fost eliberat, a fost lăsat să plece, pierzându-se în întunericul pădurii. Ieșirea urșilor din hibernare a terorizat zona de nord a județului Buzău. La Colți, localitate vecină cu cea în care a fost găsit ursul captiv, un animal înfometat a dat iama în gospodăriile oamenilor. Dacă am ajuns de mănâncă, ursul mănâncă, ne mănâncă pe drum. Uite, mațele cum mi-a rămas aici, bardahanul, sânge. Deci că suntem în junglă. Uite, de aici a luat capra omului azi noapte. Devenim reporte. Că nu se poate face nimic pentru siguranța cetățenilor. Atacuri ale urșilor au fost semnalate în ultima perioadă la Colți, Pătârlagele și Cozieni. Ministerul Mediului a dat atunci derogare pentru vânătoarea sălbăticiunilor care provoacă pagube în gospodării, dar până acum niciun urs nu a fost capturat sau împușcat pe raza județului Buzău.